După prima etapă de distribuire a alimentelor de la Uniunea Europeană, în depozitul cantinei de ajutor social din Râmnicu-Sărata au rămas aproximativ 2800 de cutii. Acestea au fost redistribuite în perioada 10 martie-7 aprilie persoanelor defavorizate care au primit anterior ajutoare alimentare pe baza cuponului de la guvern. Până la termenul final, toate alimentele au ajuns la beneficiari. A trebuit și noi de asemenea să finalizăm această operațiune, astfel că săptămâna trecută am făcut redistribuirea ultimelor pachete rămase pe stoc, aproximativ 340 la număr, redistribuire care s-a făcut către beneficiarii de ajutor social. În acest moment am lichidat stocul de alimente. La redistribuire, fiecare persoană a primit inițial câte o cutie cu alimente, iar categoriile de beneficiari au avut la dispoziție câte 3 zile lucrătoare pentru a intra în posesia produselor. Dacă unele persoane s-au grăbit să ridice alimentele, altele nu au trecut pe la sediul cantinei de ajutor social, iar cutiile ce li se cuveneau au fost date altora. Așa se face că unii beneficiari de ajutor social au primit chiar și câte 3 cutii cu alimente. Cei care s-au prezentat mai puțin să-și ridice aceste alimente au fost șomerii, după care au urmat pensionarii, iar cei care au venit în număr foarte mare au fost beneficiarii de ajutor social. Anul acesta, la Râmnicu-Sărata, au beneficiat de alimente de la Uniunea Europeană un număr de 3600 de persoane.